Bun găsit, dragii mei! Vreau să vă povestesc ceva. Am citit despre o povestioară în care o doamnă, o mămăiță, cum ar fi, avea un căluț, cam zburdalnic așa. Și în fiecare zi îl ducea la pășune, dar ca să nu cumva să se piardă, îl lega cu o funie mai groasă, mai zdravănă, ca să nu scape. Într-o zi în care își dusese căluțul la pășune, se duc la pădure să strângă lemne vreo trei femei din aceeași localitate, care văzând funia aceea zdravănă cu care era legat căluțul, s-au gândit ele: hai să luăm funia aceea și să o folosim să ne legăm lemnele. Și așa au făcut. Mămăița noastră s-a dus pe seară să-și ia căluțul de la pășune, însă ia-l de unde nu-i. L-a căutat și în cele din urmă l-a găsit. Însă, foarte supărată, a zis: pe ceea ce a făcut asta, s-o ducă cu aceeași funie. Ce a făcut mămăița noastră? A blestemat persoana care a îndrăznit să-i fure, să ia funia cu care își legase căluțul. Astăzi vom discuta în mod special despre blestem. De ce este el un blestem în contextul în care noi încercăm să facem bine? Și nu mă refer la rele, încercăm să facem bine și ne atragem asupra noastră blestemul. Este posibil așa ceva? Alături de mine se află Alin Ispas. Bine ai venit, Alin! Bine v-am găsit! Îți arunc această provocare. În Galateni 3 cu, cred că, cu 5, sper că zic bine, scrie așa, Pavel le scrie galatenilor, căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem. Aceasta va fi discuția noastră de astăzi. Când încerci să faci răul, înțeleg. Dar când încerci să faci binele, de ce? Da, este o întrebare foarte bună. E versetul 10 din Galateni. Uh-huh. Mai întâi vreau să explicăm puțin cu blestemul. Sunt oameni care trăiesc în această superstiție a blestemului și consideră că ghinioanele pe care au în viață se întâmplă din cauza... Noi discutăm astăzi despre un principiu pe care trebuie să-l înțelegem. Și definiția blestemului este dată în cazul acestui principiu. Versetul acesta, ca toate versetele pregnante din scrierile lui Pavel, se bazează pe Vechiul Testament, că el era evreu. În Vechiul Testament avem pe Moise, care la sfârșitul perioadei de 40 de ani cu poporul în pustiu, deși trebuia să treacă mai puțin, a stat cu ei din cauza necredinței lor, n-a intrat în Canaan, la sfârșit el vrea să puncteze angajamentul lor față de Dumnezeu. Și în Deuteronom, la capitolul 24, avem chiar 27, avem chiar întâlnirea lui Dumnezeu, în mod oficial, prin Moise, cu poporul, prin oamenii puși deoparte special ca să aibă un rol spiritual, leviții, și în felul acesta, Dumnezeu vrea prin Moise să traseze clar direcția în care poporul ar trebui să meargă. Și el le spune așa: aveți aici doi munți. Muntele Garizim, cu binecuvântarea, și muntele Ebal, cu blestemul. Două simboluri. Adică, aveți de ales. Și chiar spune Moise: alegeți. Vă pun înainte. Vă pun înainte. Adică omul singur alege. Omul nu e predestinat. Aici primul lucru. Omul nu e predestinat dacă cineva vrea să-i facă rău sau dacă cineva vrea să-i facă bine, automat are noroc sau ghinion. El alege. Alegeți, vă pun înainte. Alegeți. Deci binecuvântarea sau răul, necazul, vin în urma alegerilor mele. Adică există un drum deja făcut cu o consecință deja știută. Dacă asculți de principiile universale morale, vei fi fericit și tu și copiii tăi. Dacă le alegi să le ignori și pentru că ești vrăjit de alte tradiții, obiceiuri și învățături, te duci după ele, vei da de necaz, vei fi blestemat. Acesta este contextul mai larg în care apare ideea în Galateni de blestem. Acum explic și a doua parte a întrebării. Însă mi s-a părut interesant că eu nu am terminat povestirea, da. Însă se termină cam așa. Una dintre femei care a inițiat acest furt, mini furtișag, da. Așa. E o poveste asta, nu e o povestire. E o poveste, corect. Da. La un moment dat a pățit ceva și a trebuit dusă la spital, dar în vremea aceea trebuia să o imobilizeze pe o scară cu o frânghie și frânghia tocmai aceea era, da. Care fusese furată. Da.
Și astfel a ajuns o blestemul. Da. Ei, cum înțelege omul acest lucru? Că ce a făcut, asta s-a întâmplat. Adică a tăiat frânghia unei bătrâni nevinovate și s-a întâmplat. Adică este vorba de legea cauzei și a efectului. Asta cred că mai ușor am înțeles. Nu blestemul bătrânei a fost cel care a determinat... Dacă mergem pe poveste, probabil cine a făcut povestea, cam asta a vrut din popor, a vrut să inoculeze în mintea oamenilor puterea blestemului și să se ferească. Deci am zis de la început superstiție, nu. Mai degrabă am vorbit despre legea cauzei și a efectului și dacă citim în contextul biblic, pentru că să rămânem totuși într-un context biblic sănătos, când Moise vorbește de blestem, el vorbește despre niște decizii, repet, blestemat să fie omul care va face un chip cioplit. Și care era rezultatul? Când tu te închini la ceea ce este de natură umană, atunci mintea ta se va micșora și deciziile tale vor fi greșite și vei fi blestemat. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său, care nu își va respecta. Apare și în Exodul, capitolul 20, să cinstești. Blestemat să fie cel ce va muta hotarul aproape lui său. Adică Domnul nu spune tu să fii blestemat, ci acesta era destinul tuturor celor care era efectul tuturor celor care alegeau să se despartă de legile de bun simț morale. Era, da? Toată lumea știe. Era efectul călcării unei reguli. N-avea, da, cum să suferi de pe urma. Blestemat să fie cel ce se va culca cu vrăvită oarecare, deci zoofilia, Dumnezeu condamna. Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, da? Și blestemat cel ce se va atinge de dreptul stăpânului. Deci lucruri morale, lucruri de bun simț, pe care, iată, cu mii de ani înainte, Dumnezeu le-a pus. Ce s-ar fi întâmplat dacă toate națiunile din lumea asta ar fi respectat, dacă toți oamenii ar fi respectat? Câte boli! Nu că a venit peste mine blestemul dacă m-am culcat cu o vită. Te-ai îmbolnăvit! Pentru că ai fost tu dus cu preșul de prostia ta. Deci, în contextul acesta, iar acum ne întoarcem la a doua parte a întrebării. Când apostolul Pavel spune, bine, dacă voi vă bizuiți pe faptele legii, toți sunteți sub blestem. De ce? Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Adică ce vrea Pavel să spună? Voi aveți în față legea lui Dumnezeu, cu cerințele ei. Și vedeți, pe de altă parte, natura umană, care vă duce către acele blestemuri. Poftele. Voi, dacă acceptați provocarea aceasta, acest concurs, ca să zicem așa, de a sta departe de aceste păcate, în forța, în puterea voastră, voi sunteți blestemați, mă, din start. Voi singuri vă duceți la vale dacă nu înțelegeți că nu puteți să vă salvați singuri. Hai să vedem puțin ce înseamnă această expresie, ce însemna pentru ei. Pentru că în Vechiul Testament nu apare această expresie, faptele legii. În Noul Testament pare să că apare doar în scrierile lui Pavel. Da. Și am citit eu ceva despre descoperirea acelor documente de la Qumran din 47, da, unde s-a găsit o tăbliță pe care erau consemnate niște chestiuni și la sfârșit faptele legii. Da. Pentru ei erau foarte importante. Cum se referă la toate aspectele și ceremoniale și morale, indiferent. Indiferent, pentru că și cele ceremoniale au fost date spre binele lor. Dar dacă ele te ridică la un nivel de superioritate și tu crezi că prin ele tu n-ai probleme și ai o atitudine de sfidare a pericolului, când pericolul e în tine și natura umană e pervertită și tot timpul te duce în păcat și trebuie să fii disciplinat, spunea Pavel, mă port aspru cu trupul meu, vedeți, aici fac unii confuzia. Trebuie să te porți aspru cu trupul tău, să te autoflagelezi, ca să te doară și să nu mai vrei să faci a doua oară. Uite, eu nu pot să nu mă gândesc la farisei din vremea aceea. Aș vrea să vedem puțin profilul fariseului. Nu m-am gândit la acest lucru înainte, însă acum îmi vine în minte, înțelegând aceste lucruri, că ei erau acești oameni care țineau la faptele legii. Și Pavel poate că tocmai unora ca ei, care? Sau sigur, unora... Era fariseu? Unora care împrăștiase acest tip de învățătură, le povestea Pavel, măi, nu faceți nimic cu faptele aveam legii. Aveam cazuri de farisei care erau vineți, că mergeau pe jos și se loveau de tot felul. Deci nu aveau voie să se uite. Bun, hai să vedem un pic cum aplicăm aceasta în zilele noastre, pentru că asta mă interesează de fapt în toată discuția. Sunt mulți oameni care sunt conștienți de răutatea din lume și duc o viață de
poate chiar puznici unii se izolează, se duc pe la tot felul de specialiști spirituali sau duhovnici care îi împovărează cu conștientizarea și mai mare a perversității, a răutății naturii umane, în loc să facă să se concentreze pe salvarea, care este Iisus Hristos. Și că dacă vrei să scapi de rău, nu trebuie să te concentrezi pe rău, ci trebuie să te concentrezi pe bine. Biruiți răul prin bine, este principiul biblic. Adică, cu cât privești la Hristos, care este căpetenia desăvârșirii noastre, cu atât vei fi transformat în gândurile tale, în aspirațiile tale. Asta e! Ai nevoie de un model care să-ți arate că se poate. Ai nevoie de un antrenor care să te ajute. Ai nevoie de un apărător care să te ridice când ai căzut. Dacă tu nu l-ai pe Hristos în centrul preocupării tale pentru a face binele, ești sub blestem. Pentru că în centrul tău este efortul omenesc, este sfatul omenesc, este o metodă. Uitați-vă, de exemplu, dacă tu te duci la doctor și doctorul îți dă un medicament și spune să iei medicamentul și tu te concentrezi numai pe latura biologică, chimică, dacă vrei, problema aceasta, cum să iei medicamentul, dar nu te concentrezi în primul rând și nu înțelegi că boala este adusă de gândurile tale și boala este adusă de stilul tău de viață și că boala trebuie înlăturată printr-o atitudine și că, dincolo de atitudine, este vorba de niște legi fixe pe care Dumnezeu le-a pus și că, până la urmă, tot la Dumnezeu ajungi. Nu medicamentul. Medicamentul nu este scopul în sine, vreau să zic. Medicamentul este mijlocul prin care Dumnezeu oferă vindecare. Dumnezeu poate să ofere vindecare și prin o minune, cum a făcut Hristos. Dar El a ales să meargă și printr-un medicament, și printr-un tratament natural. Însă toate acestea nu sunt decât ce? Niște mijloace prin care noi recunoaștem mâna lui Dumnezeu. Și doctorii uneori spun, dom'le, aici numai mâna lui Dumnezeu. Dar până acum n-a fost tot mâna lui Dumnezeu? Medicamentul în sine te vindecă? Este ca și cum am spune așa, am pus sămânța în pământ și am colțit. De ce? Pentru că am udat-o. Serios? Păi, pentru că am pus-o în pământ bun. Serios? Nu. Sămânța în sine are forță de viață de la Dumnezeu și tu doar ai dat mâna cu Dumnezeu, ai făcut parteneriat prin faptul că ai împlinit condițiile. Dar meritul nu e al tău. Faptul că tu ai pus sămânța în pământ, tu nu poți să faci o sămânță, nu poți să o creezi ca om. Asta nu înțelegem noi. Noi nu putem să creăm binele. Noi putem doar să ne asociem și să deschidem ușile ca binele să vină în viața noastră. Și de asta este legea dată. Ca noi să rămânem în acest perimetru. Dar dacă eu vin acum și mă ridic ca evrei deasupra neamurilor, deasupra pământului și mă bag cu pământul în piept că eu sunt evreu și din cauza legilor pe care eu le țin, eu sunt cine sunt, n-ai făcut decât să fii un păcătos și mai nenorocit. Că nu știi cât ești de rău. Uite, din nefericire, nu doar fariseii aveau propria lor îndreptățire, propria lor dezvinovățire prin faptele pe care le făceau. Din nefericire și astăzi există multe persoane care încearcă să se dezvinovățească prin diverse comportamente care să-i justifice. Da. Din mare nefericire, pentru că dacă un om ca acesta încerci să discuți cu el și îl întrebi, ești mai fericit acum pentru că ai fost și pentru că ai făcut și pentru că ai înfăptuit anumite lucruri, și îți va spune, dacă se cercetează sincer, că nu este mai fericit. Uh-huh. Și totuși am și eu o întrebare de bun simț. De ce totuși atât de mult suntem atrași să înfăptuim anumite lucruri dacă înțelegem rațional că nu există nicio șansă să fim mai buni înfăptuind. Da. Eu îți mulțumesc pentru această întrebare. Este într-un domeniu care îmi place, psihologia. Și știi că, până la urmă, problema păcatului este o problemă de imagine de sine. Dacă stăm să ne gândim bine, Mântuitorul, când a venit pe pământ, s-a apropiat de oameni, de oamenii căzuți, ca să le spună că ei sunt valoroși. Ca să le spună că îi iubește. Ca să nu se mai ascundă. După tot felul de fapte, ați văzut de ce oamenii recurg la gesturi sinucigașe, nu în sensul adevărat, la vicii.
la comportamente dăunătoare pentru că ei au un gol sufletesc. Au o trădare în familie, în copilărie. Au fost abuzați emoțional cei mai mulți. Sunt abuzați. Fie fizic, fie sexual. Fie au avut o trădare în relațiile de drag, de cuplu sau un prieten. Toate, reținem acest aspect, toți oamenii răniți rănesc și care nu-și vindecă rănile, toți oamenii amari în lume, oamenii sceptici, oamenii sarcastici care nu mai cred în ceilalți și se izolează și atacă pe ceilalți, sunt de fapt oameni afectați în sufletul lor, oameni cu sufletul rănit. Iar Mântuitorul a venit să ridice stima de sine. Motivul pentru care omul simte nevoia să-și împodobească hoitul, că asta devine omul, un hoit, în momentul în care pierde pe Dumnezeu sursa vieții, este că el are o imagine de sine slabă. Și acesta e un efect psihologic. Cu cât ești mai gol, n-ați văzut? Cu cât e mai goală căruța, cu atât face mai mare gălăgie. Cine sunt oamenii care dau muzica cel mai tare, la maxim? Oamenii care au cel mai puțin habar despre educație, care sunt abuzați acasă, sunt aruncați la furat de mici. Ăștia umblă cu mașinile cât mai scumpe și cu muzica și cu femeile cât mai goale lângă ei, pentru că ei au un gol sufletesc pe care nu știu să-l umple altfel și trebuie să arate. Vino la mine, uită-te la mine. Oamenii cu adevărat valoroși nu simt nevoia să arate celorlalți. Ei sunt împăcați, spune Biblia frumos în psalm, ca un copil înțărcat lângă mama sa. Când ți-ai înțeles valoarea, nu contează nici salariul pe care l-ai, că tu știi ce valoare ai. Poate nu ai salariu pentru că nu-ți dau oamenii și sunt răi, dar va veni și timpul tău. Asta e marea frumusețe a vieții, să știi să trăiești ca un rege, ca un fiu de împărat cum ești, chiar când condițiile nu sunt. Și Pavel o spune, știu să trăiesc și în belșug, știu să trăiesc și în lipsuri. Asta este, știi? Ori de asta oamenii se îndreptățesc singuri. Pentru că ei cred că viața este o cursă pe care trebuie să o câștige, dar noi astăzi discutăm despre premiul care nu poate fi câștigat. Dacă tu crezi că poți să câștigi pacea, integritatea intelectuală și emoțională, te înșeli. Dragostea nu poate fi câștigată. Ei, nu poți. Aș vrea să te opresc puțin, pentru că și pe drum îți spuneam câteva gânduri. Nu cred că atunci când apreciezi o persoană, o iubești, poți să-i demonstrezi prin faptele tale. Este părerea mea. Nu poți să atragi dragostea nimănui tot târându-te în fața persoanei și arătându-i cât de mult iubești persoana aceea. Nu cred. Respectul, pentru că respectul face parte din dragoste și aș pune-o ca primă condiție a dragostei, se câștigă dacă vrei pe alte căi. Și dacă faci pentru că iubești, dacă faci anumite lucruri pentru o persoană, o faci pentru că iubești și pentru că ești iubit. Mm-hmm. Nu pentru că vrei să fii și mai iubit. În drama aceasta a relației umanității cu Dumnezeu, care este portretizată de către prorocii Vechiului Testament, cei 16 care au lăsat ceva scris, prin relația soț-soție, dinamica este surprinzătoare. Pe de o parte, Dumnezeu ca soț vorbește mieros și chiar își caută soția. Pe de altă parte, soția care e curvă. Așa este descris păcătosul, ca un om care rupe relația de căsătorie cu Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu este foarte hotărât și își pedepsește soția și își o lasă să sufere din cauza curviei. Asta este Dumnezeu. Le împacă pe amândouă. Deci, pe de o parte, nu trebuie să te duci după celălalt, dar pe de alta, dragostea suferă. Și zice că eu sunt gelos. Cu o dragoste... Dar poți să câștigi mai multă dragoste din partea lui Dumnezeu prin faptele tale? Dragostea este acolo. E vorba de amintit, da. Da, asta este ideea. Că pe Dumnezeu nu îl impresionează faptele. Ceea ce îl impresionează pe Dumnezeu, dacă îl impresionează, în termenul mele și vorbim, este când omul, cu toate realizările sale, nu face apel la ele să se simtă bine. Și nu spune, doamne, dacă mă uit așa în istoricul meu, în CV-ul meu, eu stau chiar bine. N-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni, mai dau și la biserică, eu sunt cineva. Ei, Domnul e impresionat de cei care, în ciuda unui record, adică unui CV respectat de oameni, vin și spun, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Pentru că eu, numai eu știu cât am de furcă cu firea mea.
Numai eu știu că în spatele acestei fațade de educație stă demoni. Demoni care cu cât te cunoști mai bine, odată cu trecerea vremii, cu atât te scârbești mai tare de tine. Asta e diferența între pocăință și mântuirea prin fapte. Că mântuirea prin fapte zice, mă, e bine, e bine. Păi când păcătosul, în timp ce alții îl văd bine, el se vede rău. El, păcătosul pocăit, se vede tot mai departe de Dumnezeu. Ăsta este semnul că te apropii de premiu. Ori premiul nu poate fi câștigat pentru că tu nu poți să te duci să-l apuci, ci îl câștigi în momentul și Mântuitorul spune foarte bine, cel ce își va pierde viața o va câștiga. Adică trebuie să pierzi dorința de a părea bine. Știi că noi avem dorința asta de a părea bine, de a fi... Dom'le, sunt în control, dar tu ești terminat. Stai că sunt în control. Ți-a dat două par... Este foarte interesant cum lucrează Dumnezeu cu omul. Pe de o parte, dorește să-l ajute să-și recapete respectul față de sine, da, să aibă stimă de sine sănătoasă și în același timp dorește ca omul să fie atât de conștient de lipsa lui de capacitate de a fi mai bun prin propriile eforturi și în același timp să-i păstreze stima de sine sănătoasă, încât să poată să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, te rog, mântuiește-mă Tu prin puterea Ta și prin ceea ce ai făcut Tu pentru mine. Da, pentru că este o legătură foarte interesantă. Exact, ai spus cuvântul cheie, legătură. Aici e vorba de un parteneriat. Tu ai stimă de sine numai în măsura în care accepti ajutorul. Da, foarte frumos. Mulțumesc, Alin. Ei bine, acest premiu ar putea fi câștigat, dar numai prin meritele lui Iisus și nu prin meritele noastre, din câte am înțeles eu până premiul acum. Premiul se câștigă în momentul în care renunți să-l mai urmărești, să-l mai câștigi. Mântuirea nu trebuie urmărită ca un scop în sine. Mântuirea este rezultatul relației cu Iisus, exact, care este prietenul tău, este mântuitorul tău, este soțul tău și el îți dă viața veșnică. Pentru că cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul, nu are viața, pentru că Mântuitorul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Mulțumesc frumos, Alin. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și nu uitați, nu blestemele oamenilor contează, ci în cine te încrezi, cine este prietenul tău cel mai bun. Să aveți o zi plină de lumină.